No gata, no hai. Știi a cui discursul ăsta? Cel mai scurt discurs din istorie. Da, al lui Avram Iancu. Al lui Avram Iancu atunci când și-a chemat moții la luptă, într-adevăr. Uite, tu, ca și sculptor, apropo, dragi ascultători, urmăritori, stăm de vorbă cu Cristi Bota, sculptorul, realizatorul bustului lui Avram Iancu, bust care a fost dezvelit astăzi, 25 august 2024, în Canton, Ohio, Statele Unite. Cristi mai are o lucrare realizată deja, care așteaptă și ea să fie pusă în loc și dezvelită, inaugurată, Mihai Eminescu. Cristi, în primul rând, cum te simți ca un tânăr sculptor care are deja în palmares două opere realizate, busturi ale unor mari personalități române, eroul Avram Iancu și marele poet Mihai Eminescu? Mă bucur foarte mult și sunt mândru că am avut această ocazie să realizez bustul lui Avram Iancu și la fel și bustul lui Mihai Eminescu, care de fapt e prima, dar din păcate nu am găsit o dată când va fi dezvelirea. Dar de fapt este al 12-lea lucrare, 10 dintre care sunt realizate în Cernăuți, 9 în Cernăuți și una în România, în Zvorăștea. Sunt tot busturi umane sau? Da, busturi umane, busturi a unor scriitori, cântărețe, al lui Ștefan cel Mare, al lui Ștefan cel Mare am două. Dar este prima lucrare Avram Iancu și Mihai Eminescu care este realizată în bronz. Celelalte sunt realizate, sunt turnate în ciment. Și sunt probabil primele realizate pe teritoriul nord-american. Da, exact. Sunt primele lucrări. Amplasate una în Canton și am înțeles cealaltă va fi amplasată în Detroit, Mihai Eminescu. Da, urmează în Detroit. Sperăm în ianuarie, 15 ianuarie. Deci, până la urmă, ești un nume cunoscut în sculptură, dacă ai deja încă 10 lucrări în afară de acestea două. Nu pot decât să te felicit. Ai fost comparat aici și cu Brâncuș. Să dea Dumnezeu să ajungi ca Brâncuș sau să ajungi și tu celebru, cunoscut și cu opere recunoscute. Și ce alte proiecte de viitor ai? În sculptură, mă refer. Deocamdată mă pregătesc pentru o expoziție din mai multe lucrări, dar e mai greu, nu prea am timp, dar am realizat câteva și expoziția urmează să fie din 12 lucrări. Și nu știu exact când va fi. Nu știi când, dar știi măcar unde? Doresc să fie aici, în Detroit. Da. În Statele Unite, deci. Da. Te-ai stabilit definitiv în Detroit, în Statele Unite? Deocamdată da, dar mai mă gândesc. Istoria nu se știe ce poate să aducă. Ce vârstă ai, că ești foarte tânăr? 28, fac acum data 28 august. La mulți ani, la mulți ani, uite, un cadou pe care ți l-ai făcut într-un fel tu și într-un fel comunitatea românească, dezvelirea acestui bust chiar cu 3 zile înainte de ziua ta. Da, mulțumesc. Atunci o să termin cu un la mulți ani, nu că se scoltă în chiar mai bună, la mulți ani și succes în activitatea profesională. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și domnului George Kindriș pentru sprijinul financiar și sunt foarte că astăzi am avut acest eveniment și la fel vreau să-i mulțumesc și domnului Ștefan Străjeru care m-a recomandat ca sculptor și așteptăm să facem dezvelirea lui Mihai Eminescu. Mihai Eminescu la Detroit. Poate avem ocazia să ajungem și acolo, că e chiar ceva mai aproape față de Montreal decât Canton, Ohio. Încă o dată îți mulțumesc pentru interviu. La mulți ani și felicitări pentru opera de până acum. Mulțumesc foarte mult și vouă. La vale venea un vol.